Acel pahar de vin băut seara după o activitate profesională intensă la mulți dintre noi, evident că are efect benefic. Stimulează secreția de endorfine, ne simțim mai relaxați, ne facilitează așa integrarea în atmosfera domestică, da? Facilitează somnul, pentru că poate stimula secreția de melatonină de asemenea, scade tensiunea arterială. În cantități mici, alcoolul are un efect vasodilatator. De asemenea, ne bine dispune, ne relaxează, are efect antioxidant. Sunt numeroase studii în acest sens cu efectul antioxidant al vinului, în special. Deschidem vinul românesc. Program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Wines of Romania Podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, primul program național dedicat producătorilor și consumatorilor de vin din România. Astăzi am o invitată cu adevărat specială, doamna doctor Hayat Memiș. Bine ai venit, Hayat! Bine te-am găsit, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, îi salut și pe cei care ne urmăresc. Pentru cei de acasă care ne urmăresc, mi-ar plăcea să ne spui câteva cuvinte despre activitatea ta. Ce faci tu în spital, în clinică? Eu sunt medic specialist cardiolog. Sunt în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, atât în activitatea clinicii per se, cât și în departamentul de cercetare științifică, precum și în rețeaua privată de sănătate Regina Maria, de aici din București. Astăzi mi-ar plăcea să vorbim despre sănătate, despre vin și despre efectele vinului atunci când vine vorba de sănătate. Care a fost primul gând care ți-a venit în minte atunci când ți-am spus despre topicul, despre subiectul conversației noastre de astăzi? Păi, având în vedere că vinul este cea mai veche băutură din lume și are așa o aură învăluită în basm, poezie și tot ce înseamnă artă, eu am fost foarte încântată să fiu prezent aici și chiar m-a încântat invitația ta, îți mulțumesc foarte mult și sper să reușim să dezbatem niște subiecte interesante pentru cei de acasă și în egală măsură să le răspundem și întrebărilor lor. Întrebări pe care unii au curaj să le adreseze sau, mă rog, întrebări care rămân așa undeva Neadresate și rămân acolo și se suprimă. Trebuie să recunosc că și eu sunt foarte curioasă și am anumite curiozități și întrebări de care o să profit de ocazie pentru a-ți le adresa și a le împărtăși, de ce nu, cu cei care ne urmăresc și care ne ascultă de acasă. Trec direct la probabil cea mai neapărat întâlnită afirmație, dar zona cea mai des întâlnită. Face bine vinul sau nu face bine sănătății? Depinde de cantitate. Acel cuvânt atât de relativ, de altfel și atât de des folosit. Depinde de cantitate și de calitate. Evident că vinul, mă rog, băutura alcoolică, dar noi vorbim astăzi despre vin, pentru că asta ne place, în cantități reduse e considerat stimulant, inclusiv stimulant neurologic. Adică te face să fii un pic mai vigilent, să îți desfășori activitatea mai cu plăcere, poate, dar te înveselește, îți stimulează secreția de endorfine. Însă în cantități crescute are acest efect inhibitor, deci dă tulburări de coordonare, de aici probabil și diversele accidente ce derivă din consumul excesiv al băuturilor alcoolice. Deci, de asemenea, pot spune că și calitatea vinului consumat și momentul zilei. Deci, un vin de calitate oricui îi place, oricât de nebăutor ar fi. Adică, exemplu de față, de exemplu, odată la ceva timp, un pahar de vin de calitate servit alături de colegi, de prieteni,
este binevenit. Spuneai mai devreme cantități reduse. Ce înseamnă cantități reduse? Care ar fi cantitatea ideal recomandată? Cantitățile sunt diferite în funcție de gen. Deci pentru bărbați se recomandă a nu se depăși 14 unități de alcool, iar pentru femei 7 unități de alcool pe săptămână. Dublu față de, exact, de femei. Și ce, da, înseamnă unități? E o formulă destul de simplă, care poate o să-i ajute și pe cei care ne urmăresc să-și calculeze unitățile, măcar așa de curiozitate, nu știu. Practic, unitatea de alcool consumat se calculează în baza unei formule, ce presupune produsul dintre cantitatea de alcool pur din respectiva băutură, înmulțită cu cantitatea exprimată în mililitri, totul împărțit la 1000. Deci, practic, să zicem că aici avem 125 de mililitri, da? Iar vinul conține 12,5%. 12,5%. Bun. Deci avem, practic, 12,5 ori 125 de mililitri, da? Împărțit la 1000. Avem 1,5 unități. La 175 de mililitri, la un pahar clasic de vin, practic, da, avem 2 unități. Practic? Pe săptămână, ai zis? Pe săptămână. Deci, 5 pahare? Cam cu indulgență, așa, da, da. Și este bine să lăsăm și câteva zile din săptămână în care să nu consumăm băuturi alcoolice. Un pahar de vin bun pe seară este în regulă, dar e bine să mai lăsăm așa, nu știu, 2 zile în care să nu îl consumăm. Și acum, iarăși, de ce bărbații pot să consume mai mult decât femeile? Pentru că au mai mult alcool de hidrogenază. Metabolizează ceva mai eficient decât femeile și presupun că este vorba și de suprafața corporală. În general, de obicei, bărbații au suprafața corporală ceva mai crescută decât a femeilor. Când vine vorba de sănătate și de beneficiile sănătății, există vreo diferență între vinul alb și vinul roșu? Face unul mai bine decât celălalt sau anumite efecte mai interesante decât a vinului alb decât a vinului roșu? Nu știu dacă putem să delimităm așa cu un lizereu, vinul alb este benefic pentru asta și îl servim precum o prescripție medicală și vinul roșu pentru altceva. În principiu, spunem noi cardiologică, un pahar de vin roșu are un efect benefic, întrucât fructele roșii, în general, de fapt, conțin mai mulți antioxidanți. Vinul, în general, atât alb cât și cel roșu, este destul de bogat în antioxidanți, au un efect antiinflamator, substanțele regăsite în vin. În cantități căzute scade tensiunea arterială, de asemenea, în cantități crescute devine nociv prin creșterea tensiunii arteriale și accelerarea proceselor de ateroscleroză, adică de rigidizare a vaselor, practic. Fapt ce predispune la diverse evenimente cardiovasculare precum infarctul miocardic sau precum boala coronariană ischemică cronică. Ziceam mai devreme, consum cantități reduse și, pe de altă parte, când este prea mult, când este o cantitate prea mare de alcool, în afară de cele 14 unități pe săptămână consumate de către bărbați. Dar când este o problemă alcoolul sau vinul? Când devine o problemă? Devine o problemă în momentul în care devine o necesitate și nu mai devine acel moft, acea plăcere. Practic, în momentul în care devine dependență, ca orice alt aliment. Vinul este un aliment, putem să-l considerăm un aliment. Ca la orice alt exces, evident că și excesul de vin este nociv în timp. Motiv pentru care aici intervine foarte mult conștiinciozitatea individuală asupra propriilor necesități. În momentul în care simți că nu-ți poți desfășura o activitate sau că îți trebuie acel impuls, acea pilulă de bună dispoziție ca să îți derulezi taskurile ok,
este clar că acolo este un semnal de alarmă și este bine să fie consultat un specialist înainte de agravarea problemei. Că nouă ne place foarte mult să vorbim despre prevenție, dar ne este mai dificil să o aplicăm nouă ca și pacienți, pentru că și eu la rândul meu sunt pacient, nu? Deci cred că asta este aspectul care trebuie să tragă semnalul de alarmă în momentul în care devine o necesitate. Să zicem că am fost la o petrecere și că am consumat mai mult vin decât de obicei. De cât timp ar avea nevoie corpul sau noi ca să eliminăm excesul de sau alcoolul din organism? Alcoolul se metabolizează foarte mult în ficat, practic. Și evident că sunt necesare ore, depinzând de fiecare individ în parte, pentru că fiecare individ are un metabolism particular, unii mai accelerat și unii dintre indivizi ceva mai lent, motiv pentru care au nevoie de ceva mai mult timp până să elimine cantitatea de alcool din organism. De asemenea, mi-ai ridicat mingea la fileu și pot spune că în ultimii ani s-au dezvoltat niște studii care au indicat faptul că și consumul excesiv de alcool, făcut rar, deci nu în fiecare seară, poate fi la fel de dăunător ca și consumul cronic de alcool pentru organism. Pe de altă parte, metabolismul are drumul lui și își face treaba independent de ceea ce am putea face noi, dar putem și ajuta, fie prin alimentație sau somn, sau cum altfel putem să contribuim la un metabolism cât mai hărnicel atunci când vine vorba de o revenire rapidă la activitățile noastre de zi cu zi, când sărim un pic alu. Aș spune că, în primul rând, hidratarea. Ok, foarte este important. Cea mai importantă, care facilitează eliminarea alcoolului din organism. Hidratarea ceva mai intensă decât în mod normal, în momentul în care facem excese. De asemenea, de obicei nu recomandăm ca alcoolul să fie consumat împreună cu fructe. De din ce? Pricina acelei acetaldehide, da? Care este un produs toxic pentru organism, ce rezultă din metabolizarea alcoolului. În momentul în care alcoolul în combinație cu fructele este ingerat, evident că și compușii metabolici pot fi mai agresivi, pentru că aici intervine și fermentarea fructelor. De asta noi preferăm, practic, ca alcoolul să nu fie consumat concomitent cu fructele. Și dieta sănătoasă. Asta evident, vreau să zic. Adică alimentație. Cu respectarea principiilor alimentare cu proteină, cu carbohidrat, evident în limitele bunului simț, cu fibre, foarte multe fibre. Deci mănânci bine, poți să bei bine. Nu mănânci bine, nu poți să bei, corect? Exact. Ceea ce ăsta este și un fapt dovedit la mari consumatori de băuturi alcoolice, că nu se mai alimentează cum ar trebui. Nu mai simt acea senzație de foame. Asta vreau să zic. Practic, foamea este substituită cumva cu aportul de alcool și de aici rezultă și acele disvitaminoze și, practic, scăderea absorpției calciului, metabolizării vitaminei D și așa mai departe. Și de aici o altă categorie de patologii care sunt, practic, secundare tocmai a malnutriției. Că, până la urmă, este vorba despre o malnutriție. Având în vedere activitatea, dar și experiența ta, există o categorie mai expusă în România atunci când vine vorba de consum excesiv sau necorespunzător a alcoolului? Alcoolul este mai nociv cu cât este ingerat mai devreme în viață. Pentru că, din păcate, există și categorii care încurajează consumul de alcool la copil pentru că e mai amuzant, pentru că pentru o poză. Nu putem să nu spunem lucrurile acestea, sunt o realitate și pe această cale chiar putem face apel să conștientizăm un pic părinții. Aspectele care pot duce la un viitor viciat. Da? Deci să tragem așa un semnal de alarmă pentru părinți.
De asemenea, mai expuși la dezvolta patologii referitoare la abuzul de alcool sunt oamenii care, mă rog, trec printr-o depresie, de exemplu, da, pentru că, la fel, fiind într-o depresie, nu mai poți gestiona cum trebuie cantitatea ingerată sau nu mai poți gestiona acea necesitate despre care vorbeam. Da. Sunt diverse patologii. De exemplu, eu fiind cardiolog, evident că voi ridica problema cardiomiopatiei dilatative, toxic-nutriționale, cum îi se spune. Depinzând de moștenirea genetică, în primul rând, există pacienți care dezvoltă o dilatare a cavității inimii și secundar o scădere a funcției de pompă a inimii, tocmai prin aportul excesiv de alcool. Este vorba de acel metabolism individual și despre eliminarea produșilor toxici care sunt dependente de individ. Rata eliminării este dependentă de fiecare individ în parte. Acum am o curiozitate. Am vorbit de zona critică a vinului, dar sunt și alte alimente care se află într-o zonă asemănătoare sau sunt aproape de vin ca și efecte și rezultate nocive în momentul în care nu sunt consumate, fie corespunzător, fie în exces? Orice exces, aș spune. Care sunt mai aproape? Deci, care dintre exces, alimente? Să zicem carbohidrații, okay, că tot suntem într-o gamă apropiată. Da. Consumul excesiv de carbohidrați, da, poate da efecte nocive asupra organismului. Crește rata obezității, acest consum de asemenea crește riscul de a dezvolta diabet zaharat, iar de aici diabetul zaharat vine și el la pachet cu extrem de multe patologii secundare. Carbohidrații sunt cei mai apropiați ca și, să spunem, similitudini, dar și consumul excesiv de proteine. Proteinele sunt eliminate renal. În exces, evident că funcția renală poate avea de suferit. Nu este specialitatea mea, adică nu pot oferi niște informații atât de acurate precum ar oferi un coleg specializat pe nutriție sau, mă rog, pe diferite aparate și sisteme. Dar noi în medicină ne bazăm foarte mult pe echilibru și, în general, asta și recomandăm pacienților noștri care vin pur și simplu la un control de rutină sau care vin, din păcate, cu o patologie acută și cărui pacient trebuie să-i oferim așa un ghidaj referitor la principiile pe care trebuie să le respecte ulterior. Am simțit nevoia să-ți adresez această întrebare de mai devreme, pentru că mesajul pe care îmi doresc să putem să-l transmitem celor de acasă, că până la urmă vinul face și foarte bine și poate să facă și foarte rău. Până la urmă este la latitudinea noastră să consumăm echilibrat, fie că e vorba de vin, fie că e vorba de carbohidrați sau alte elemente nutriționale cu care ne întâlnim zilnic sau fac parte din viața noastră de zi cu zi. Așa, spre încheiere, simt nevoia să te întreb, Hayat, ce ai face tu dacă ai avea puterea supremă atunci când vine vorba de educație către preadolescenți, ca să nu zic copii, către preadolescenți atunci când vine vorba de, nu știu, de alcool, de consumul de alcool, de consumul de vin în România. Da, dacă aș avea puterea supremă, da, în primul rând că aș plusa mai mult pe acele ore de educație pentru sănătate, cărora nu cred că li se acordă atenția nu meritată. Doar despre vin, în general, cred. Exact, deci educație pentru sănătate, da, în general. Practic, da, acele cursuri de inițiere ale unui individ în viitorul adult. Da, deci referitor la orice aspect al vieții, practic, sunt acele cursuri de educație pentru sănătate și cred că pe termen lung ar salva foarte, foarte mulți oameni de la a dezvolta niște patologii sau măcar de a reuși să le detecteze precoce. Asta aș face dacă aș avea puterea supremă și probabil aș face niște spoturi
de informare publică. Până la urmă, educația ține în primul și în primul rând de informare. Dacă suntem informați, vom fi educați și cu atât mai mult vom reuși și să răspândim mesajul în rândul comunității în care ne aflăm, ceea ce este și obiectivul, misiunea noastră cu aceste momente în care ne și bucurăm, dar și reușim să bucurăm, ne propunem pe cei care ne urmăresc și ne ascultă de acasă. Am vorbit despre multe beneficii, riscuri. Aș vrea să sintetizăm un pic beneficiile vinului, indiferent vin roșu, vin alb, beneficiile vinului atunci când vine vorba de sănătatea noastră. De ce face bine vinul sănătății noastre, indiferent că e vorba de corp, de emoțional, de psihologic? Face bine sau nu face bine? Am înțeles că face și bine și mai puțin bine. Cât de bine face? Pe acel pahar de vin băut seara după o activitate profesională intensă la mulți dintre noi, evident că are efect benefic. Stimulează secreția de endorfine, ne simțim mai relaxați, ne facilitează așa integrarea în atmosfera domestică, da? Facilitează somnul, pentru că poate stimula secreția de melatonină de asemenea, scade tensiunea arterială în cantități mici, alcoolul are un efect vasodilatator. De asemenea, ne bine dispune, ne relaxează, are efect antioxidant. Sunt numeroase studii în acest sens cu efectul antioxidant al vinului, în special. Da? Am o curiozitate. S-a întâmplat vreun pacient să te întrebe: nu, doctor, face bine vinul? Pot să beau vin? E adevărat că un pahar de vin roșu face bine sănătății? Da, noi recomandăm reducerea consumului băuturilor alcoolice. Este așa un preformat al nostru. Însă pacienților prefer să le spun că un consum moderat și echilibrat nu face rău nimănui. Deci un pahar de vin seara, de exemplu în timpul săptămânii sau în momentul în care omul dorește să aibă acel moment pentru sine, evident că nu este contraindicat. S-a întâmplat vreodată în cariera ta să recomanzi un pahar cu vin în funcție de sănătatea și de predispoziția pacientului pe care l-ai avut? Nu știu, ar fi indicat o dată sau din când în când un pahar de vin că v-ar face bine? S-a întâmplat? Da, eu în general nu sunt un medic foarte restrictiv așa, pentru că realizez că nu este foarte plăcut în momentul în care mergi la cineva care te ascultă și îți spune ce nu trebuie să faci. Motiv pentru care, sigur că da, sunt situații punctuale în care recomand să consume un pahar de vin, să se relaxeze, în special în această perioadă a și crescut consumul de vin și eu, mă rog, nu e bine să restricționeze așa pacientul, pentru că orice este interzis tentează și adesea tendința este de a consuma mai mult din ce ți este interzis decât dacă ai fi lăsat și ți s-ar permite așa câte puțin, mai rar și puțin decât mult și odată. E mai importantă conștientizarea decât interzicerea. Exact. Adică asta mă interesează și asta prefer să și discut cu cei care mi se adresează, pentru că discuția, comunicarea este cheia tuturor problemelor noastre în general și prefer să lămuresc pacientul din fața mea. Și discutăm, sigur, și despre efectele benefice și despre efectele nocive. De asta mă interesează foarte mult să conștientizeze că nu este interzis cu strictețe consumul de etanol. Este recomandat în cantități reduse. Și optime pentru fiecare, că exact. E doamnă sau domn. Iarăși revenim la acele unități despre exact. Care vorbeam mai devreme. Exact. Și știu că nu prea îți place să vorbești de latura personală, dar nu poți să nu te întreb, Hayat, dacă ți-aduci aminte când a fost primul vin pe care l-ai gustat în viața ta. Îmi aduc aminte. Ah, bravo. Da. Când a fost și ce a fost? Nu știu dacă trebuie să spun. Cred că aveam vreo 16 ani și eram pe Champs-Élysées, la un restaurant acolo, împreună cu
verii mei cu mătușa, cu unchiul și a zis nu se poate. Deci eu înțeleg că nu preferi, dar totuși aici trebuie să guști un pic. Zice doar un pic îți pun și guști. Și atunci a fost, acela a fost primul moment în care, crezi că mai știu? Era un era vin... Era cu bule sau era fără bule, având în vedere? Era fără bule, era fără bule. Dar era un vin tradițional de-al lor. Evident că a fost mai important mi s-a prezentat vinul așa aproape precum un ritual inițiatic, dar aceea a fost prima mea experiență cu vinul. Este un foarte bun început și experiența ta încă o dată confirmă importanța experienței, de multe ori mai mult și decât ce avem în pahar. Conjunctura, cu cine ne bucurăm de vinul respectiv, starea noastră, locația, locul și așa mai departe. Îți mulțumesc că mi-ai răspuns la întrebare. Cu mare drag oricând. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, că ne-ați ascultat. Sperăm să vă fie utile informațiile și sfaturile pe care le-am descoperit astăzi împreună cu doamna doctor Hayat Memiș. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Deschidem vinul românesc. Program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Wines of Romania Podcast.